Două echipe de voluntari ai Asociației Dion au oferit trecătorilor îmbrățișori și zâmbete. De asemenea, aceștia au fost invitați să facă aceleași gesturi și cu alte persoane pe care le vor întâlni în drumul lor. Campania își dorește să promoveze dorința oamenilor de a-i ajuta pe ceilalți, de a-i înțelege și de a le oferi din timpul lor, pentru că noi am uitat în ultima vreme, fiind preocupați de atât de multe lucruri cu care ne confruntăm în fiecare zi, am uitat să dăruim și timp, și bucurie, și zâmbete. Psihologii susțin că oamenii au nevoie de îmbrățișări pentru că aceasta exprimă afecțiune, siguranță și confort sufletesc. Aceasta este teoria în baza căreia zeci de voluntari i-au surprins cu îmbrățișări pe ieșenii care au trecut în weekend prin Piața Unirii. Activitatea noastră asta implică activități cu familia, cu copiii, educațională, recreativă, de dezvoltare personală și nu e nimic mai potrivit să transmiți familiei decât îmbrățișare, sănătate, fericire prin mișcare, zâmbet, pentru că trăim într-o lume foarte agresivă în care doar țipetele și urletele sunt cuvântul de ordine și atunci încercăm să readucem oamenilor în prim plan ceea ce ne definește ca oameni, afectivitate, emoție, îmbrățișare, ajutor. E simplu. Sunt persoane care poate chiar ar merita o îmbrățișare. Oamenii sunt închiși, au suferințe, plâng, au necazuri. Merită să facem chestia asta. Ar trebui încurajate astfel de campanii? Părerea mea că da. Poate învățăm lumea să iubească mai mult cei din jurul nostru. Noi la Tango oricum dăm îmbrățișări gratis pentru toată lumea și am zis că dacă toți suntem implicați în evenimentul ăsta, vor putea și alți oameni să ne cunoască și să descopere ce frumos e tangoul, care este de fapt o îmbrățișare pe muzică, nimic mai mult. Tot în cadrul campaniei Smile Hugs Weekend, o asociație parteneră evenimentului a oferit celor prezenți în Piața Unirii șansa de a dansa tango împreună cu membrii săi. Organizatorii susțin că au intenția de a transforma astfel de evenimente într-o tradiție.